Olga Greceanu, cea mai remarcabilă femeie artist-cărturar din perioada interbelică. O femeie care a meritat să fie celebră, cunoscută și apreciată în vremea ei, ștearsă din istorie în deceniile comuniste și readusă din uitare după decembrie 1990. Olga Greceanu este născută în ultima decadă a secolului al XIX-lea la Mănăstirea Nămăiești, în județul Argeș. Din partea mamei, se trăgea dintr-o familie boierească, iar tatăl era un conte polonez, Henryk de Szeszewski. A căutat mereu să înțeleagă semnele din viața ei, căci nimic nu îi se părea întâmplător. Avea doar 12 ani când, bolnavă fiind, medicii așteptau un miracol. Și a avut atunci un vis în care Dumnezeu îi spunea, după cum avea să noteze mai târziu un jurnal, tu vei muri bătrână într-o zi de vineri. Poate că acel vis a făcut-o să-și înțeleagă viața și încercările care au venit. A studiat chimia și, surprinzător, artele plastice în Elveția, Germania și Belgia. În 1914, declanșarea războiului a determinat-o să se întoarcă în țară, unde s-a căsătorit cu inginerul hidrolog Nicolae Greceanu. Căsătoria avea să fie fericită, a durat 47 de ani. El îi apreciază talentul, inteligența, intuiția, iar ea poate să-și urmeze menirea. Tot atunci organizează împreună cu pictorița Cecilia Cuțescu-Ștorc prima expoziție națională a femeilor picture și sculptore, iar apoi călătorește în toată Europa. Voia să afle cât mai multe despre pictură, despre artiști și despre tehnicile lor. Între anii 1919 și 1922 revine în Belgia și termină studiile de chimie și de arte frumoase. Va face studii de specializare pentru lucrul în frescă la Paris cu Paul Dodon. A fost o pictoriță celebră, recunoscută în Europa și America, unde a și expus. Tot atunci a fost apreciată și în România, în regatul condus de Ferdinand, iar mai apoi de Carol al II-lea. Are expoziții personale la New York 1924 și Paris 1928. Participă la expoziția mondială de la New York din 1939. Nu acesta era însă țelul vieții Olgei Greceanu. Ea visa să zugrăvească biserici. Ea aspira ca, prin realizarea unor ansambluri simfonice cu teme înălțătoare, să-și împlinească adevărata menire de artist luminat de credință. Pictează fresce la Academia de Arhitectură, la Primăria de Verde, Banu Manta, la Gara Regală Mogoșoaia și multe altele. În perioada de după 1947, Olga Greceanu s-a refugiat în umbra bisericii căutând ocrotire. Ea a pictat freșcele de la Biblioteca Sinodului și tot ea a creat mozaicurile de la Mănăstirea Antim, reprezentându-i pe Sfinții Nicolae Antim, Alexie și Sfânta Muceniță Agata. Manuscrisul Dicționarului Biblic Ortodox în 8 volume, la care a lucrat 30 de ani, cuprinde 2250 de pagini, peste 1400 de articole și 500 de desene. Lucrarea a fost cumpărată de Patriarhul Justinian în 1963 pentru Biblioteca Patriarhiei. A fost publicată abia în 2011 în 3 volume sub titlul Mărturie în cuvânt și chip, vocabular al credinței și vieții spirituale. Cu aprobarea patriarhilor Nicodim și Justinian, devine prima și singura femeie din România care are dreptul să ia cuvântul în biserici după predică, pentru a explica credincioșilor textele biblice și praznicul zilei. În 1974 va avea o mare retrospectivă la sălile Dales, cu 4 ani înainte de decesul său survenit la 16 noiembrie 1978, fiind înmormântată la cimitirul Belu. La 88 de ani a părăsit viața și pictura. În fața șevaletului, într-o zi de vineri, așa cum i se spusese în copilărie, în vis. Era ziua pe care o aștepta, după cum scria în jurnal. Bătrână sunt de mult. În fiecare vineri mă gândesc. Să fie azi sau altă dată.